Bun găsit la Univers Psihic, sunt Florina Vârnă, iar astăzi vă invit la o ediție specială dedicată femeilor și mamelor, în primul rând. Am alături de mine pe doamna doctor Aruca Preperiță, director medical în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola. Bine ați venit la noi, bine ați revenit de fapt. Bine te-am regăsit, Florina. Am zis că o să discutăm despre burnout, despre oboseala cronică, despre depresia postpartum. Doamne, atâtea subiecte, nu știu când o să le dezbatem. Dar la început eu aș vrea să vă întreb, sunt foarte curioasă, cum reușiți să le faceți pe toate? Pentru că faceți gărzi foarte multe, sunteți medic, sunteți și director medical acum, săptămânal sunteți la emisiuni și mai aveți și doi copii. Încerc să le fac pe toate pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Profesia de medic mi-am dorit-o de mică și atunci nu pot să trăiesc fără pacienții mei și fără spital și fără cabinet. Îmi plac gărzile pentru că este acea adrenalină și urgențele care vin, care ne stimulează cognitiv și tot ce înseamnă în dezvoltarea noastră personală. Pe parte personală încerc să le armonizez pe toate. Am noroc că acum copiii sunt mari și merg la școală, iar după amiezele și weekendurile ni le petrecem împreună. Îmi dau foarte multă energie ei, în primul rând. Bine, au crescut, acum pot să zic că am scăpat după 14 și 7 ani. Ce sunt vezi, adolescent? Mari. Am adolescent, am trecut în altă perioadă. Acum ne pregătim să explicăm ce înseamnă pubertatea. Uh-huh. Cred că mi-explică mai mult el mie decât eu lui. Iar la Maria, deja am trecut în etapa de școală și suntem ok. Bine, sunt și perioade de oboseală, dar am și perioadele mele de relaxare. Partea mea personală. Asta discutam înainte de emisiune, că atunci când aveați copiii foarte mici, când erau bebeluși, ați știut foarte bine să fiți atentă la nevoile pe care le aveați. De obicei, atunci când devenim mame, credem că putem să le facem pe toate, că, nu știu, copilul nostru este prioritatea numărul 1 și uităm de noi. Dumneavoastră, cum ați făcut? Pentru că mi-ar fi plăcut să vorbesc înainte. Înainte să devin mamă despre asta. Sarcina lui Matei am avut-o în facultate, eram în anul 6. Învățam pentru rezidențiat, licență, tot ce însemna, dar m-am setat, am avut o sarcină foarte frumoasă, ca orice sarcină, da. Ulterior este mai greu. Ce drept m-am pregătit psihic pentru ce urmează. M-am pregătit eu pentru mine și am avut și parte de ajutor din partea soțului, a bunicii mele, a mătușilor mele, care, știind că sunt o copilă cu copil, au vrut să pună bazele a ceea ce înseamnă a fi mamă. Mi-am sedimentat foarte bine timpul. Nici nu am stat foarte mult acasă, alergam între orele de la facultate cu alăptatul, venit înapoi și atunci nu am resimțit foarte tare această perioadă de a sta doar în casă, doar copilul, uh-huh. De a ieși afară, dar plouă, ninge, nu pot să ies acum că este prea mic. Și în același timp mi-am făcut timp pentru mine. Adică în fiecare zi, cel puțin 2 ore, eram plecată de acasă, făcând lucruri pe care pe mine mă relaxează. Că citeam undeva într-un parc, că mă plimbam, că mergeam la salon, aveam 2 ore ale mele și am avut susținerea alor mei. Ce drept, nopțile nu prea am dormit, pentru da, că este despre asta, că e o stare de fapt, mai ales în primii ani. Asta vorbind la primul copil, iar la al doilea copil, având experiența din spate, dar fiind mult mai liniștită, pentru că eram la alt nivel profesional, uh-huh. Fata a fost mult mai cu minte. Imediat după naștere, acum este mai... s-au schimbat între ei, au zis că să mai facă cu rândul. Dar, într-adevăr, îți dau o energie când ajungi acasă și vezi că sunt supărați, că sunt mofturoși, că sunt bucuroși. Da, sunt perioade și noi le avem pe ale noastre, da. Și ei le au. Da, deci susținerea soțului a fost foarte importantă. Asta pentru toți tații care ne urmăresc. Da, tații, da. Și ei pot avea grijă de copil cel puțin 2 ore pe zi. Mai mult decât atât, legătura între tată și copil este, uh-huh. foarte strânsă în momentele acelea.
Iar mama, din 24 de ore mai mult, ea stă cu bebelușul și atunci necesită și ea parte de relaxare, oricare ar fi aceea. Eu le recomand mamelor să iasă din casă, pentru că inițial este perioada aia de adaptare. Nu pot să plec. Am și paciente la cabinet care le zic, plecați 2 ore, o oră, jumătate de oră, vă plimbați, faceți sport, orice vă place. Tuturor ne place altceva sau avem alte hobby-uri sau alte metode de relaxare. Nu pot să plec, doamna doctor, pentru că mă gândesc dacă se descurcă. Toți ne descurcăm. Dacă nu ne descurcăm sau avem impresia că nu ne descurcăm, ne adaptăm. Prima dată va fi mai greu, se va suna de foarte multe ori, se vor da mesaje, dar încetul cu încetul ne obișnuim și ca orice fel de învățare durează câteva zile, zeci de zile, după care ne intră în reflex. Dar așa cum marea majoritate a taților își păstrează serviciul și au unde să iasă, și mamele au nevoie să iasă undeva să relaxeze. Doamne, cât e de important! Eu și un sfert de oră, dacă făceam altceva, fără copil, fără doar eu cu mine, deci când mă reîntorceam, eram, parcă am dormit 5 ore. Da, îți dă o energie, te lasă să fii liber, să nu mai fii constrâns de ceva anume, pentru că dacă stai acasă cu bebelușul, chiar dacă este cineva care te ajută, ai tendința tot timpul să mergi să vezi ce se întâmplă. Și atunci, pentru a exclude acest risc, da? Ieșim din casă și facem orice altceva. Să vorbim acum despre perioada aceasta de un an deja de pandemie. Cum ați văzut dumneavoastră în rândul femeilor că le-a provocat, că le-a schimbat? Și a celor care nu au trecut vreodată pe la cabinetul de psihiatrie, dar și cele care au trecut. Sunt foarte multe cazuri noi pe partea de sănătate mentală, în principal anxietăți și depresii. Plecând de la depresii ușoare până la depresii severe cu ideație suicidară. Foarte mulți au fost constrânși de mediul profesional să lucreze de la domiciliu. Fiind învățați cu alt stil de viață, normal, perioada de adaptare pentru un nou stil de viață a fost mai grea. Pentru marea majoritate, că au fost bărbați sau au fost femei. Într-adevăr, femeile au fost cele care au suferit cel mai mult, pentru că, în afară de partea profesională, copiii erau online la școală sau la grădiniță, trebuiau să mănânce, trebuiau să facă și cumpărăturile și atunci au fost mai multe activități doar pe umerii lor. Dar dacă ne gândim, erau aceleași activități, dar ele nu mai puteau ieși din casă, mai ales în starea de urgență, când a fost acea limitare a părăsi domiciliul fără un motiv anume. Asta a fost pe de o parte pentru cei care au lucrat de la domiciliu. Ceilalți care au avut profesii gen medicale, care au trebuit să meargă la spital sau la cabinete, au resimțit-o pe partea de oboseală cronică, pentru că normal era stresul că te puteai infecta și noi suntem oameni, toți, și atunci ne știi nimic despre acest virus. Avem familii, ne-am gândit la familii, la părinți, la bunici, toți avem oameni mai în vârstă și să nu te simți vinovat că îl dai mai departe. Te-ai izolat, altceva nu aveai ce să faci, dar în același timp ai muncit foarte mult pentru că au fost colegi infectați, au trebuit să ține locul unul altora, gărzile au fost mai dese, problemele, și atunci a fost o perioadă de adaptare mai mare ca de obicei, cam la 6 luni, după 6 luni s-a mai relaxat lumea. Dar, într-adevăr, starea de anxietate este din ce în ce mai mare și au fost pacienți care au ajuns la cabinet chiar și după 10 luni, dar pentru că nu au avut curajul să vină spunându-și că poate să treacă peste. Atunci, toată simptomatologia a persistat, s-a agravat chiar, au trecut către depresii ușoare, unii chiar cu depresii moderat severe, unii cu simptome psihotice, alții cu ideații autolitice, alții chiar cu tentative autolitice. Chiar dacă restricțiile au început să scadă și atunci
toți cei care au fost oarecum restricționați la domiciliu au putut să iasă. A venit a doua perioadă de adaptare, când era frica, voi ieși afară, am stat, m-am izolat, m-am protejat, dar dacă voi ieși, ce voi face? Dacă mă voi infecta? Și iar a început altă stare de anxietate pe același subiect de bază, dar cercul vicios nu a fost întrerupt. Și așa au ajuns. Într-adevăr, mulți au apelat la medicul de familie, care i-au trimis la psiholog și psihiatru și pentru prima dată, în ultimii ani de când profesez, nu a mai fost așa o reticență de a merge la psihiatru. Asta este un lucru bun, să zicem, dacă se poate spune așa, într-o situație de restriște. Dar au venit cu inima deschisă să ceară ajutor. Chiar dacă au refuzat medicația, dar au acceptat psihoterapia, chiar dacă au refuzat medicația și psihoterapia, au plecat mai încrezători că pot face ceva, că vor face ceva și dacă nu va merge, vor apela la specialiști. În sfârșit mergem la psiholog și psihiatru fără să mai credem că suntem într-adevăr nebuni sau că ne vor judeca ceilalți. O parte bună a pandemiei și oricum ar fi, în viitor vom avea nevoie din ce în ce mai mult de dumneavoastră. Da, pentru prevenție și tratament. Da, dar și cazurile la spital, în camera de gardă, au crescut în sensul acesta. Dacă până atunci când auzeai că mergeți la spitalul Socola pentru un consult din alte spitale, nu dorim, nu vrem, ce să facem acolo, acum au venit și singurei pentru atacuri de panică pe care nu mai puteau gestiona, pentru stări depresive, unii din proprie inițiativă, unii cu familiile, unii cu ambulanța, dar au venit și au acceptat să îi ajutăm. Deci începe psihiatria să fie văzută un pic mai bine. Mai tolerant, da, să fii exact. Mai tolerant față de psihiatrie. Da. Da. În ce privește violența domestică, pentru că vorbim acum de femei și citeam un studiu făcut în perioada aceasta că a crescut și mai mult, deși se vorbește foarte puțin. Dumneavoastră, ce știți din practică? Perioada de pandemie, pentru cupluri vorbesc, cred că a fost o perioadă de cunoaștere. Multe cupluri au ajuns la concluzia după foarte mulți ani de cohabitație că nu se cunosc. Și au ajuns ori la divorț, ori la certuri care au mers până la violență domestică, ori s-au închegat mai bine ca și cuplu. Despre violența domestică și despre manifestările de heteroagresivitate putem vorbi și în contextul consumului abuziv de alcool și sau droguri. Sunt mulți care consumau anterior, dar făcând un lucru care nu erau obișnuiți, iritabilitatea și irascibilitatea erau la cote maxime, stimulate și de consum, oricare ar fi el, au mers până la heteroagresivitate fizică și verbală față de și de copii și de soție. Unii din neliniștea lor interioară au început să consume alcool și sau droguri și atunci, neștiind cum reacționează, pentru că nu erau băutori de fiecare zi, erau băutori ocazionali, au avut aceste manifestări, pentru că în consumul de alcool nu ne dă doar o stare de liniște, cum majoritatea consumă ca să ne relaxăm, este cel mai bun anxiolitic natural, așa îmi spun pacienții mei. Eu încerc să le explic, la un moment dat nu mai este un bun anxiolitic natural, ci din contră, dar acționează la nivel cerebral pe anumite zone ale creierului și stimulează aceste manifestări discomportamentale. Și atunci cazurile de asta au și crescut. Multe cupluri și-au dat seama că nu știu să comunice. Comunicarea a fost deficitară, nu au știut ce să facă pentru a comunica mai bine. Și atunci, da, au fost cazuri din ce în ce mai multe de violență domestică asupra soției, dar și asupra copiilor. Copiii
dacă îi facem, trebuie să avem grijă de ei. Ei nu sunt vinovați. Noi ne asumăm, suntem adulți, ne asumăm toate deciziile pe care le luăm. În principiu așa ar trebui. Ei s-au născut și nu și-au dorit să se nască. Noi am dorit să-i naștem și să-i creștem și atunci suntem oarecum obligați să avem grijă de ei. Toți copiii care trăiesc aceste traume, fie că își văd mama agresată verbal sau fizic sau poate tatăl, că sunt și cazuri inverse de agresiune asupra tatălui, trăiesc cu trauma aceasta. Dacă nu este rezolvată, ajung la maturitate și așa își formează personalitatea, trăiesc cu niște frustrări, fac lucruri de să se răzbune pe ei, sunt foarte multe cazuri de tulburări de conduită și automutilare, poate. Consum de alcool la pacienți minori sau de droguri, apoi ne întrebăm oare ce s-a întâmplat? De ce au plecat de acasă, de ce și-au luat viața, care au fost nemulțumirile la o vârstă de 13-14 ani. Deci, întrebări suicidul este au fost în floare cazuri, la 11-14 da, ani. Da, au fost cazuri de copii de minori, ca și de adulți tineri, cu suicid realizat. Și te gândești, când ai altă vârstă, care au fost motivele? Și atunci le spun tuturor care îmi trec plagul să aibă grijă de copii. Să aibă grijă de ei în primul rând, ca să poată să aibă grijă de copii, să aibă grijă ce vorbesc și cum reacționează în fața copiilor, pentru că ei vor absorbi tot ce vor vedea în familie și atunci vor reacționa ca atare. Și să nu ne întrebăm la o anumită vârstă ce am făcut, cum îi creștem, cum le formăm personalitatea, ce le oferim noi în această perioadă foarte frumoasă, așa îi vom avea. În perioada asta nu este vina lor. Ei pot face lucruri, sunt minori chiar foarte maturi comparativ cu vârsta biologică, dar pentru că au trăit foarte multe lucruri în spate și s-au maturizat prematuri. Eu sunt de părere că fiecare trebuie să ne trăim vârsta conform vârstei biologice. Copilul de 7 ani trebuie să facă ce face un copil de 7 ani, să se joace, să meargă la balet dacă vrea să danseze, să citească, să meargă la școală, bineînțeles, dar sunt activități pe care, adiacente, care și le dorește. Un adult tânăr la 20 ceva de ani deja se gândește ce va face când va termina facultatea, dar sunt și acolo frumusețile vârstei, sunt distracțiile vârstei, de ce să nu spunem? Fiecare ne-am trăit fiecare etapă, zic eu, sau poate ne-am fi dorit să ne trăim, dar ar fi foarte important să-i lăsăm pe copii să-și trăiască copilăria, pubertatea, adolescența, să vadă cum. Da, cu anumite limite impuse, ca să nu le depășească, regulile sunt făcute pentru a fi respectate, dar altfel se va simți în momentul în care va avea libertatea de a alege, chiar dacă va avea falsa libertate de a alege, că sunt controlați din spate de cei doi soldați ai familiei maturi. Și atunci, chiar și dacă există divorț într-o familie, copilul înțelege, trebuie vorbit cu el și explicat de ce nu se poate conviețui împreună, nu fugim. Copilul va avea întrebări. Dacă vom fugi, el și va face propriile lui povești despre ce a însemnat familia lui. Poate se va simți vinovat de cauza foarte lui, multe că s-au ori despărțit, sau copilul se simte vinovat dacă nu explici. Sau nu trebuie să ajungi la un psiholog când poți să ai o comunicare bună, în primul rând între părinți, sunt părinții copilului, și cu el, în care să explici ce se întâmplă. Chiar mă întreb de multe ori, cum ar fi mai bine pentru un copil să trăiască într-o familie monoparentală sau într-o familie tradițională, în care știm ce lucruri oribile se întâmplă atunci când sunt trase draperiile. Depinde foarte mult și de cum este construit copilul. Este adevărat ce bază ale ADN-ului are. Dar dacă îl gândim logic, nu este o viață frumoasă într-o familie tradițională, dar cu
heteroagresivitate verbală, cu cuvinte urâte adresate celor doi, cu consum de alcool, că de obicei așa se întâmplă. Mm-hmm. Răzbunările vin și asupra copilului și atunci copilul plânge, își vede mama maltratată sau tatăl lovit, cuvinte jignitoare care nu ar trebui să le știe la acea vârstă. Depinde foarte mult. Și atunci noi ca și părinți, o mai spun odată, suntem obligați să le oferim copiilor noștri o viață frumoasă, pentru care ei să-și amintească cu drag când vor fi și ei părinți la rândul lor, pentru că noi învățăm de fapt acum cum să se poarte cu copiilor. Uh-huh. Sau cum să trăiască într-o familie, ce să facă. El tinde să copie ceea ce se întâmplă și ce a trebuit, pentru că nu știe altceva. Dacă nu îl învățăm, el crede că asta este realitatea și așa ar trebui să se întâmple. Și referitor la acest aspect, cum își aleg fetele, de exemplu, partenerii? Da, crezând că e. Eu nu voi fi niciodată ca mama, dar îți alegi exact același tip de partener, pentru că tu asta cunoști, tu ești în acel cerc. Da, așa tu altceva este. Nu știi. Da, da, tocmai. Și cât de important este asta în viață? Nu li s-a explicat, nu a avut niciun ajutor. Acum tindem să facem alegeri, spunem noi, greșite pentru vârsta respectivă. Acum eu spun că dacă ne asumăm acele alegeri, putem trece peste. Trebuie să experimentăm, nu putem sta într-un glob de sticlă și să așteptăm. Nu este o dezvoltare a personalității. Trebuie experimentat, trebuie să dăm și noi cu capul de pragul de sus, chiar dacă ai noștri părinți și pe noi ne-au învățat și ne-au ținut, toți am dat cu capul de pragul de sus, pentru că astfel învățăm. Învățând putem face altceva să ne dea o stare de bine pentru noi. În primul rând să ne iubim pe noi, să ne respectăm pe noi, ca să putem oferi celorlalți iubire, respect și tot ce înseamnă o stare frumoasă. Într-un fel să ne umplem pe noi ca să avem ce dărui. Corect. Că de multe ori intrăm în relații sau, nu neapărat relații, chiar și de prietenie. Intrăm așa, goi, și așteptăm să avem primim. Așteptări. Da. Avem nevoi. Și atunci, noi făcându-ne niște așteptări pe nevoile noastre, nu vom putea relaționa cum trebuie și vom fi dezamăgiți în orice fel de relație. Nu contează care este relația. De asta trebuie să ne sedimentăm și să ne facem așa ca un fel de jurnal în care să ne scriem, dacă nu, sau în minte, să ne spunem care ar fi nevoile noastre, să ne judecăm, să vedem cum suntem, ca să nu avem așteptări care ne vor dezamăgi. Se spune să nu-ți faci așteptări. Este greu. Toți la un moment dat ne-am făcut așteptări sau ne facem în continuare așteptări și suntem dezamăgiți, dar nu este vina nimănui. Noi trebuie să ne asumăm acest lucru. Nu este o greșeală, dar ulterior tot noi suferim. Trebuie să ne asumăm și să trecem mai departe, pentru că toți suntem diferiți ca și indivizi, toți gândim o problemă altfel sau o situație și atunci nu putem obliga pe cel din fața noastră să fie de acord cu noi. Atunci, dacă noi ne-am așteptat la astfel de lucruri, vom fi dezamăgiți. Chiar acum vreo câteva zile mă uitam la o emisiune legată de stilurile de atașament și concluzia era că ce bine ar fi dacă ne-am cunoaște stilul de atașament, că am ști exact în ce relații intrăm, cum ne comportăm și de ce ne comportăm așa. Ar trebui așa, la liceu, de exemplu, deja să vină psihologul și să ne facă un fel de... măcar așa, să știm pe unde suntem. Trebuie să mai și vrem să vorbim cu psihologul. Asta este un lucru foarte important. Cu psihologul, cu psihoterapeutul și cu psihiatru, dacă nu vorbești și nu vrei să te deschizi, nu vei putea fi ajutat decât pe ce prezinți. Comunicarea este deficitară și acum. Bine, este mai bine față de alte dăți, dar greu se deschid oamenii. Nu au încredere,
nu vor să se destăinuie, vor un cadru intim în care să aibă ei încrederea că nu va pleca de acolo povestea lor, oricât de mult le-i spune că nu va pleca de acolo și că este confidențialitate. De asta zic, comparativ cu ambulatoriu, la spital, în camera de gardă, suntem mulți. Sunt mulți care cer să vorbească doar cu medicul, uh-huh, și atunci, în funcție de problema pe care au, se poate întâmpla lucrul acesta. Este greu să dai pe cineva afară din camera de consult, dar este beneficiu pacientului. Vedem ce facem, cântărim, tocmai să-i oferim o șansă, dacă tot a venit și a cerut ajutorul. Nu trebuie barat sau blocat. Să încercăm să manevrăm toată situația astfel încât să o manipulăm, dacă să zicem, să fie ok pentru pacient și să fie în beneficiul lor. Mm-hmm. Revenind acum la, că noi v-am spus că facem trei ore puțin, da. La oboseala cronică, la burnout, la ce ar trebui să fim atenți? Atente, pentru că acum vorbeam de femei, că până la urmă ele sunt cele care muncesc cel mai mult. Asta e. Da. Nu trebuie să se supere nimeni că spunem asta. E adevărat. Trebuie să ne prioritizăm noi toate activitățile. Să nu credem că le putem face pe toate, că nu suntem superwoman sau supermama care le face. Nu este greu să cerem ajutor, nu este greșit să cerem ajutor. Nu înseamnă că nu ne descurcăm ca femei, ca mamă și ca soție. Înseamnă că ne trebuie și nouă o perioadă în care să putem respira. De obicei, mamele, mai ales la primul copil, vor să le facă pe toate. Să fie totul perfect, mai ales dacă sunt la început de relație, să nu fie nimic de reproșat, de fapt nu sunt reproșuri, dar atunci nu mai au grijă de ele. Nu se mai odihnesc și atunci tulburarea de somn dă o putere de concentrare scăzută a doua zi, o stare de iritabilitate crescută, irascibilitate, nu mai faci aceleași activități, nu mai e chef să le mai faci, nu mai e chef să te machiezi, să te aranjezi, să te îmbraci. Sunt foarte multe lucruri și atunci starea dispozițională merge către depresie. Sindromul de burnout seamănă foarte mult cu depresia ca și simptomatologie, doar că este în urma unei perioade de oboseală cronică. În momentul în care observăm sau cei din jur observă ce v-a schimbat la noi, dacă noi nu observăm, atunci trebuie să ne tragă de mânică și să ne ajute. Să ne facă ei program, dacă nu vrem noi să ne facem un program. La început o să fim reticente, ulterior o să ne învățăm cu binele, cum zic eu, este foarte bine să ai două ore ale tale. Dar nu trebuie lăsat așa, pentru că la un moment dat clachez și în acel moment există nevoie poate și de tratament, poate și de internare. Și atunci nu vei mai putea să mai faci ceea ce faci atunci. Copilul va rămâne cu tatăl sau cu bunicii, tu te vei simți vinovată că ai ajuns acolo și nu ai făcut nimic, și tratamentul este de mai lungă durată, este tratament combinat psihoterapeutic, inclusiv cu tratament medicamentos. Trebuie să discernem. Da, mă gândeam acum la cât de grav ar fi să ajungi, să spunem că ești mamă de două luni și să fii nevoită să te internezi în spital. Ce tragedie trebuie să fie acolo pentru acea femeie? Să știe copilul acasă, mai ales dacă și alăptezi, nu mai spun. Mai vine și întreruperea alăptatului, pentru că în momentul în care ajung la internare, înseamnă că este urgență psihiatrică, uh-huh, și atunci necesită tratament medicamentos. Multe medicamente care le utilizăm noi în psihiatrie trec bariera laptelui matern, uh-huh, și atunci ajung la copil și necesită întreruperea alăptării. Sunt foarte multe mame care doresc în continuare să alăpteze și trebuie să le explici exact că nu este bine pentru copil, că oricum copilul va rămâne acasă cu bunica sau cu tatăl. Ea de obicei alege dacă este în stare să aleagă cu cine va rămâne și-și aleg modalitatea. Intervine dorul, pentru că dacă ai stat două luni zi de zi cu el, zi de zi, noapte de noapte, e ca un starea dispozițională, da, devine negativă.
Și atunci necesit mult suport și din partea familiei și a prietenilor și din partea medicilor, psihologului și a toate echipe medicale. Pentru că de foarte multe ori doamnele asistente rămân cu femeile care alăptează, trec prin febra laptelui. Da, este o perioadă destul de grea. Asta imediat după naștere, care este oricum o perioadă grea, chiar dacă naști natural, chiar dacă naști prin operație cezariană. Și atunci suportul celor din jur este foarte important. Chiar dacă poate nu este cea mai ușoară sarcină pe care și-a luat tatăl sau bunica. Dar trebuie să se gândească că este în ajutorul mamei și a copilului. Asta e pe parte de postpartum, dar burnout-ul apare și în profesie. Când tragem foarte mult de noi, să le facem pe toate, vrem să fie totul la limită, să le terminăm cu bine dacă se poate și atunci se ajunge și la perioada asta tot ce a fost anul trecut și anterior anului trecut, că una dintre profesiile cele mai frecvent întâlnite în burnout este profesia medicilor, asistentelor medicale, infirmierilor, tot ce înseamnă medicină. Da, și revenind la mame, atunci când se reîntorc la serviciu, iar este ca o gură de aer de foarte multe ori. Inițial este mai greu, pentru că s-au obișnuit să facă aceleași activități în fiecare zi. Inițial se simt vinovate că își părăsesc copilul. Am auzit foarte multe declarații că nu pot să-mi las copilul să mă întorc la serviciu pentru că cu cine las, cum îl supraveghez, chiar dacă lasă 2, 3 ore, 4 ore. Sunt mame care aleg să lucreze jumătate de normă și atunci nu este chiar un timp foarte mult plecat de lângă copil, petrecut fără copil. Și acolo trebuie un suport și trebuie validat și susținut și să nu-i punem piedici, pentru că imediat se va împiedica și va reveni la activitatea pe care o făcea anterior. Pentru unele, în schimb, este o gură de aer. Este ok și este bine și pentru copii. Ulterior, când vii din altceva, chiar dacă ai o profesie foarte obositoare, în momentul când ai ajuns cu alt tonus, pentru că ai făcut altceva, ai mai multă răbdare. Și stima de sine. Da, tot ce înseamnă, nu mai ești... Te simți valoroasă din nou. Da, te simți validată. Da. Nevoia de validare, care de obicei apare la mame, pentru că sunt acele schimbări hormonale, sunt schimbările în greutate, care se întâmplă în sarcină. Să te iubești iar pe tine, să-ți placă de tine când te uiți în oglindă, să fii validată de către partenerul tău. Pentru că sunt persoane care ajung în aceste stări pentru că partenerul le aduce reproșuri cu privire la ținuta corporală după sarcină. Sunt schimbări. Exact, în alăptare sunt schimbări. Da. Fiecare dintre noi trebuie să ne bucurăm de fiecare etapă. Restul le vom rezolva. Și referitor la starea corporală, dacă mă gândesc la mine, după jumătate de an am reușit să să ajung la greutatea de dinainte. Este, și mă gândeam, și e normal să îți dai timpul ăsta, pentru că așa trebuie este natura, nu? Un timp, corect. Și mai mult decât atât, trebuie să fie un echilibru între ceea ce mănânci, cu ce te alimentezi, pentru că trebuie să-i asiguri copilului prin lapte, mai ales dacă alăptezi tot ce înseamnă nutrienții necesari pentru a crește. Și în același timp, tu să ai un stil de viață sănătos, astfel încât să nu ajungi în starea în care sunt foarte multe femei care se plâng că nu pot să mai slăbesc. Într-adevăr, vârsta, și aceasta este o fracție dintr-o ecuație. Trebuie să înțelegem că la 20 de ani avem alt metabolism, la 30 altul, la 40 altul.
a fost alegerea noastră când am, marea majoritate aleg când rămâne sărcinate, excepție fac femeile care fac inseminare și își doresc foarte mult un copil și nu mai contează. La ele nu vom vedea vreodată ca o probleme de stimă de sine sau regret. Dar trebuie să ne înțelegem și pe noi, trebuie să ne înțelegem pe noi ca femei în primul rând și starea hormonală și vârsta care una este răbdarea de la 30 sau de la 20. Altfel percepi sarcina la 20 și altfel la 30 și asta vă spun din experiență. Cum a fost? Când a fost mai ușor referitor la sarcină, când am fost însărcinată? Ambele perioade mi-au plăcut când am fost însărcinată. Ce drept, la 24 de ani când am rămas însărcinată cu Matei, a trecut mult mai ușor. Nu au fost atâtea probleme și atunci normal mi s-a părut că aș mai fi vrut să copilul vreo 9 luni. Dar postpartum mai greu a fost la Matei decât la Maria. Aveam altă vârstă. Trecusem deja printr-o experiență anterioară. Eram mult mai liniștită. Altfel percepeam, altfel am văzut cum a crescut fata. Dar diferența dintre ei este de 7 ani și pe copil trebuie să-l pregătim. Asta este al doilea lucru în momentul în care te mai hotărăști să faci un copil. Mai ales dacă sunt diferențe mari de vârstă. Primul copil trebuie să-l pregătești, să explici că nu cade pe locul 2, chiar dacă toți din familie vor veni la bebeluș, părinții îl iubesc pe amândoi. Pentru că sunt foarte mulți copii care se retrag în momentul în care se izolează, în momentul în care vine al doilea copil, toți vin și nu-l mai bagă în seamă și atunci se învinovățește, se întristează, crede că nu mai este important, el fiind atâta timp centrul atenției. Deci asta este a doua problemă care se întâmplă în familie. Atunci trebuie pregătit copilul și cei din jur. Și la cei din jur putem să le explicăm că sunt doi copii în casă acum și primul și al doilea și că amândoi necesită aceeași atenție, tocmai să nu simtă cumva vreo lipsă de afecțiune. Involuntară, de altfel, că nu este voluntară, dar copilul percepe altceva. Referitor la perioada asta postpartum, știm că există acea perioadă de după 5 zile când, precoce, într-adevăr, devii mai tristă, ești deja foarte obosită. Cum se face diferența dintre depresie, într-adevăr, și doar acea tristețe care în câteva zile trece? Perioada de postpartum are mai multe stadii, precoce sau tardiv. Putem trece de la depresie până la psihoză postpartum, care este o urgență, la fel ca și depresia. Durata de timp este un factor edificator în primul rând. Mai mult decât atât, în depresia postpartum apar acele gânduri de a face rău copilului. Pot apare acele gânduri, să nu mai suport, să vrei să-l iei, să-ți vină gânduri în minte că vrei să-l arunci pe geam, că nu mai faci față. Nu mai suporți ca și mamă plânsetul. În rest, perioada de simptomatologia depresiei postpartum cu depresia obișnuită tind să fie la fel. Tristețea trece. Este adaptarea, de fapt. Acea stare de tristețe vine la 5 zile pentru că atunci mergem acasă, de obicei la 3, 4, 5 zile venim în mediu, la spital am fost cocoloșite, au venit foarte multe din cadrele medicale la noi, mama trebuie susținută la început. Te duci acasă și ești doar tu, copilul și soțul, de obicei, dacă mai vine vreo bunică, pentru că mai ajungem acasă și mama sau cu tata nu dă voie altora să vină, pentru că aduce boli sau nu știu ce se întâmplă până la botezul copilului, sunt niște credințe în popor. Acum cu pandemia a fost mai greu, pentru că într-adevăr trebuia să te izolezi. Da. Nu a mai fost niciun fel de credință. Dar, da,
este greu și atunci există un risc mai mare. Orice factor extern este un trigger pentru ceea ce se declanșează și partea hormonală unde postpartum se reglează tot ce înseamnă. Nu mai ești hormon. Așa ca în sarcină, cu hormonii buni. Cu hormonii zen. Da, cu zenul, da. Da. Plus că în sarcină, da, să zicem că în ultimele 3 luni în trimestrul 3 mai sunt probleme de somn. Din cauza greutății, da. Din cauza burticii, din cauza contracțiilor, ba, copilașul vrea să fie agitat mai noaptea și îți mai dă un picioruș în ficat, te mai trezește cu piciorușul în stomac, refluxul gastroesofagian pe care le au majoritatea femeilor. Da, acolo puteai dormi. Aici ai venit, el se trezește că vrea mâncare, îl doare burtica, nici nu știi ce vrea. Tu ești disperată că ești mamă de copil, primul copil, este instinctul matern, într-adevăr, mm-hmm. dar chiar și așa, simți că nu faci ce trebuie. Tind să te învinovățești pentru faptul că plânge, deși nu plânge din cauza a ceea ce facem noi, plânge și el pentru că îl doare ceva de obicei. Da. Dar până ce învățăm lucrurile astea, necesită timp. Și atunci panta este... Deci eu eram disperată la primele plânsete din acelea în care nu, deci nu puteai să mai faci nimic din cauza colicilor. Deci pur și simplu îmi venea să mă arunc de la balcon. Eu să mă arunc. Deci nu înțelegeam. Da, deci nu știu, instinctul matern probabil era atât de puternic că nu puteam să văd că plânge eu neputând să-i fac nimic. Da, așa cu țin minte că mi-a fost foarte, foarte greu să mă obișnuiesc cu plânsul ăsta necontrolat al copilului și treceam prin toate stările de neputință, de vinovăție. Cred că tuturor ne-a fost greu și toate care am trecut, am trecut prin această perioadă în care am plâns și noi copilul. Da. Că nu știam ce să-i facem. Da. Mai ales dacă mai ai un copil care plânge noaptea. Perioada în care tu te obișnuiești să dormi. Că dacă plânge ziua e mai frumos, plânge ziua e soare afară, dacă este primăvară, vară, mai rău dacă plouă și ninge. Noaptea, când vrei să te odihnești, că și corpul este obișnuit să doarmă între anumite ore, altfel resimți. Cred că ai observat, minutele sunt ore. Da. Totul parcă se năruie, de-abia aștept să vezi cum răsare soarele, altfel este iarna. Starea de spirit. Deci la 4 până la 8 când se presura soarele eram. Și atunci de asta trebuie susținute mamele și trebuie dat timp pentru mm-hmm. ele. Mm-hmm. Cât de importantă este comunitatea de mămici? Este o susținere bună. Cred că toate au trecut. Eu mi-amintesc că erau niște forumuri când eram Matei mic. Primul copil fiind, le accesam în care vorbeam fiecare și ne dăm cu părere despre ce se mai... Este o parte bună a lor, pentru că simți că ai susținerea cuiva când ești singură copilul acasă. Pe de altă parte, partea mai puțin bună, să zicem, sunt acele indicații care nu fac parte din profesia noastră de bază și atunci ne poate debusola. Uh-huh. Și există riscul să ajungem la spital cu copilul din vari motive care ne-au dat tot felul de sfaturi mămicile. Dar pentru comunicare, pentru relaționare, știu chiar că erau mămici care se întâlneau în parc cu copiii și vorbeau, uh-huh. Uh-huh. chiar dacă despre copii, că asta este subiectul, despre copii. Dar îți dă altă alternativă. Să faci altceva decât să stai și să croșetezi. Mm-hmm. Să stai acolo singură, tu cu gândurile tale și faptul că aparții unui grup e foarte important pentru noi oamenii, că până la urmă suntem animale sociale. Așa e, și ai o susținere în spate și știi că te poți baza mm-hmm. pe cineva. Cât te bazezi, rămâne de văzut. Dar faptul că ai acolo o cărămidă pusă și știi că nu te vei împiedica, ai unde să tragi, îți dă speranță. Mai avem doar câteva minuțele, dar nu am dezbătut noi absolut tot, dar vreau neapărat să atingem subiectul igienei emoționale.
pentru că tot am văzut acum în perioada asta că lumea și-a dat seama că da, e la fel de important ca spălatul pe dinți sau, așa nu știu, e. Când mergi la stomatolog, să mergi, de exemplu, la un psiholog, doar așa, ca dezvoltare personală, doar să vezi ce se întâmplă cu tine. Spuneți-ne ceva despre cum s-ar face această igienă emoțională, câteva reguli, așa. Stilul de viață, în primul rând, să încercăm să ne-l adaptăm la nevoile noastre. Nu sunt niște reguli scrise. Fiecare avem personalitatea noastră sau tendințele noastre în personalitate și trebuie să ne încadrăm, să identificăm în primul rând în ce ne încadrăm, ca să vedem ce avem de oferit și de primit. Trebuie să acceptăm faptul că avem nevoie de ajutor sau că nu le putem rezolva pe toate și dacă vom accepta acest lucru, vom putea privi altfel și nu doar cu ochelari de cal dreapta-stânga. Să ne dăm voie să ne dorim lucruri, să facem lucruri, să nu avem opreliști care ne pot ulterior opri total din evoluția noastră. Să nu ne învinovățim pentru faptul că vrem să facem altceva decât ce suntem învățați să facem. Să ne găsim hobby-uri noi. Dacă avem nevoie să discutăm cu cineva și nu vrem să discutăm cu nimeni apropiat, atunci această consiliere psihologică este prima variantă. Dezvoltarea personală nu toți o agrează. Sunt foarte puțini care vor să vorbească despre ei. Este bună pentru cei care totuși vor să se cunoască sau vor să-și dea voie să se cunoască. Și această dezvoltare personală aduce cu sine niște lucruri de rezolvat pe care noi de obicei le-am ascuns în subconștientul acela și nu prea vrem să le dăm drumul din cutiuță, trebuie să fim pregătiți să le primim. Și în ultimul rând să ne iubim pe noi. Văd din ce în ce mai mulți oameni în jur care nu se iubesc. Dar nu știu nu cum să nimeni. Se iubească. Nici este familie. Adevărat. Nu ne-a spus nimeni ce ar însemna asta. Să ne dăm voie să greșim, pentru că suntem mulți care am crescut în credința aceasta că nu ai voie să, nu trebuie să faci acel lucru, vai ce ai făcut. Să ne dăm voie să greșim, pentru că oricine muncește greșește. Să ne acceptăm pe noi cum suntem, toți avem defecte și să știm să le identificăm, nu să vorbim doar despre lucruri bune, dar de obicei să știi că lumea nu poate să-și identifice părțile bune, calitățile. Dacă îi pui să-și identifice într-un tabel defectele și într-un tabel calitățile, e atât la defecte. Atât la defecte și atât la calități și atunci trebuie să lucrez. Să nu ne fie frică de ceea ce vorbim. Să exprimăm, să verbalizăm ceea ce gândim. Nu trebuie să fie corect sau în anumite norme. Trebuie doar să ne satisfacă pe noi și să ne învețe să ne spunem punctul de vedere. Nu trebuie să fie corect. Nu este obligatoriu să fie corect sau să greșim. Este ceea ce gândim noi. E adevărul nostru. E adevărul nostru pe care ne-l asumăm. Și atunci partea cu dezvoltarea personală este un lucru bun, dar trebuie să fim pregătiți să o primim. Eu zic inițial să începem cu o consiliere, să ne pregătim așa ușor de pe margini pentru ceea ce va veni ulterior. Pentru că este greu să vorbești despre tine. De obicei vorbești despre alții. Cum ai putea să-i ajuți pe alții? Ce ai face pentru alții? Alții, de obicei. De asta și suntem, tot timpul îi ajutăm pe alții, facem atâtea lucruri, atâtea proiecte, tot în afară. Da, dar este și proiecția noastră. În momentul în care ne întâlnim cu cineva care seamănă cu noi și ne identificăm, proiectăm foarte mult. Și poate fi un semn acesta de trezire la realitate sau poate nu.
Dar încercarea, dacă nu reușim să ne cunoaștem pe noi sau nu ne dăm voie să ne cunoaștem pe noi, o să încercăm să ajutăm acea persoană. Vom face ceva, dar nu pentru noi. Exact. Da, am ajuns la final. Eu am adus și o cărticică, pentru că tot am vorbit despre burnout-ul mămicilor. O carte extrem de utilă, zic eu. Eu am citit doar jumătate până acum și nu sunt. Sunt pe drumul cel bun, pentru că am reușit să dorm un pic mai bine în ultima perioadă. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere, ca de obicei. Și o să vă mai aștept aici, pentru că mai avem de discutat atâtea. sunteți așa un izvor de cunoștință, dar și de empatie. Și asta îmi place foarte mult la dumneavoastră, pentru că și în camera de gardă știu cum lucrați cu pacienții. Sunteți foarte răbdătoare și așa, empatică, și înțelegeți omul știu de fața mult prea răbdătoare pentru alții, da. Pentru răbdarea alților. Altora, da. Știu. Îți mulțumesc, Florina, pentru invitație. Știi că îmi face plăcere să vii la tine și știi în același timp că nu terminăm niciodată subiectele, da, pe asta. Care le propunem. Da, de aceea vă mai așteptăm aici. Mult succes în activitatea și administrativă acum. Să avem o primăvară, da, frumoasă, să fim sănătoși, să fim iubiți, să ne iubim pe noi. Da, mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și iubiți-vă! La revedere!